oraș smart este un oraș în care serviciile publice sunt digitalizate. Dacă în România lucrurile sunt mai la început, Estonia a înțeles de mult importanța digitalizării. Denumită cea mai avansată societate digitală din lume, Estonia oferă cetățenilor săi 99% din serviciile publice în format online, ceea ce le asigură contribuabililor confortul. We have 99% of the public services in government and the local governments online, so everything can be applied online. I mean, what we say is the only thing you cannot do online is getting married or getting divorced. So there you have to be present personally. And to do that, you need to have a digital electronic ID. So this was made obligatory in Estonia already in the 2000s, so 20 years ago. And then you need to have a data exchange layer because different servers need to work together. E drept, ca să ajungă aici, Estonia a început acest proces încă din 2000, când a renunțat la hârtii în favoarea online-ului. Astăzi, orașele estoniene sunt în topul orașelor smart. About the smart cities, what I talked about is we are very happy that Tallinn, my hometown, is now one of the intelligent community of the year 2020. And you can watch on YouTube about Tallinn Innovation, for example. What is done in Tallinn? I mean, we have robots roaming on the streets since many years already, delivering parcels. So Tallinn is like kind of laboratory for innovation and testbed for all kinds of different services. Digitalizarea economisește timp și bani și îmbunătățește procesele administrative. Conform estimărilor, doar semnătura digitală permite Estoniei să economisească 2% din PIB-ul său pe an. Datorită impozitării digitale, Estonia are și una dintre cele mai bune rate de colectare a taxelor din lume. Digitalizarea ne permite și nouă cetățenilor să vedem în sfârșit, în timp real, cum sunt cheltuiți banii pe care noi îi plătim prin taxe și impozite către administrațiile publice locale. Vreau să avem o hartă a lucrărilor și a investițiilor. Omul vede pe hartă, da, gândind spațial și apasă aici. Și vreau ca să văd cine a făcut lucrarea, cât a costat lucrarea, care e termenul de execuție, care e termenul de garanție. În cazul în care vor mai rămâne servicii pentru care vom avea de mers la primărie, cum ar fi să fim întâmpinați de ESCU? Cu documentele acestea vă rugăm să mergeți la ghișeul 3. Un roboțel funcționar care să ne poată ajuta să nu mai pierdem timpul alergând pe la ghișee. Este foarte plictisitor pentru funcționarul de la ghișeu să răspundă de 50.000 de ori pe zi la aceeași întrebare: ce documente sunt necesare pentru cazier fiscal, ce documente pentru cadastru. Pe de o parte poate înțelegem și noi de ce se enervează, dar pe de altă parte eu ca cetățean nu am nicio vină că mă duc, n-am mai fost acolo și vreau și eu să aflu niște informații. Și atunci un astfel de robot poate ajuta, pentru că el poate răspunde la întrebări cheie. Până să ajungem acolo, însă, mai avem, sperăm, cât mai puțin.